Președintele României este indignat de acțiunea din această dimineață a avocatului poporului, o acțiune cu un unic beneficiar. În același timp, președintele României este surprins de rapiditatea cu care avocatul poporului dorește să devină util noii majorități politice printr-un demers care apără dreptul persoanelor condamnate penal de a ne conduce.